Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Noi ne-am frământat foarte mult, să știți, pe tema deschiderii emisiunii de astăzi, că n-am găsit un subiect care să ne atragă atenția. Nu era nimic ieșit din comun, dar da, vorba aia, la barza chioarei mai face și Dumnezeu cuib. Ce s-a întâmplat? Nu ne lasă pe noi, țărișoara, la greu. În dimineața asta, pac, înainte să intrăm în emisie, am aflat despre un eveniment istorico-cultural la care chiar am vrea să mergem. Se petrece în Brăila. La Brăila nu prea am fost. Trebuie să mergem. Începe azi un festival istoric, Vladislav I-ul, în Parcul Monument, așa se cheamă. Vladislav I. Okay. Va fi foarte interesant și poate chiar și o experiență de neuitat pentru unii, pentru că se vor simula execuții și decapitări și domnul primar a făcut un apel către părinți să supravegheze copiii ca să nu fie afectați. Ia zi, tăticule, merge să vedem și noi o decapitare, două. Tati, au și spăzurătoare. Să sperăm că au și trageri în țeapă. Dar cine e Vladislav? Aveți, nu știi. Este, a fost un domnitor într-o perioadă. Al Brăilei. Vladislav, nu știu, Vladislav I mai luat prin surprindere, nu mai local. Nu, e ceva țara românească. Cred că întâi e de la prima ediție. Da, deci asta e execuție și decapitări. Astăzi, la ora 18, dacă vă interesează să ajunge, se deschide cu parada războinicilor. Și urmează dansuri medievale și scene de luptă între daci, romani și cavalerii sarmați. Asta am mai văzut. Da. Dar mâine și poimine e treaba cu execuțiile și decapitările. Deci vine, azi nu e cu decapitare, azi nu e, doar duminica. Cu spectacol pirotehnic. Ce, Luca? Ce nu înțeleg? Cavalerii sarmați? Sarmați, da. Sunt niște aia erau niște cavaleri sarmați în vremea respectivă. Sarmații, gepizii, avarii. Dar nu, lasă că am auzit, da, de ei, știu, dar adică sunt de notorietate, că de notorietate. Cavalerii de la Malta, așa? Nu, nu erau chiar, adevărul că nu erau cavaleri, erau niște hoarde, mai degrabă. Asta zic, nu cred că, din, nu cred că exista noțiunea de cavaleri mai de sarmaților. Mai dispre Sciția. Încolo, da, erau, practic, călăreții sarmați, nu cavaleri. Și se bat cu dacii și romanii? Și romanii. Eu vreau când se face primul festival, când se bat cu șaolinii. Că dacii o să se bată probabil. Cine câștigă între... S-au plictisit, că au fost la toate între festivalurile. Între dacii și samurai, exact, cum era aia. Cu romanii și o să-i bage acum în diverse coproducții de astea. Da. Sâmbătă... Și nemții, dacii și... Da. Sâmbătă sunt programați, să știi că... Pași. Vin și cavalerii teutoni din Transilvania. Nu cred. Da, eu nu știam că există. Ajunge mai greu. Pentru ăștia au băgat sarmații. Bat sarmații, e... să vezi, primul meci bat sarmații pe daci. Diferență mare. Bun, vin teutonii a doua zi la recalificări și... Diferență e cel puțin 700. Da, da. Auzi, crezi că fac pentru ăștia, fac și niște Conference League? Ca să... Da, să sâmbătă, vă rog frumos, la Brăila sunt programate momentele intitulate Straje la poarta antică, lupte între geți romani și sarmați, lupte între cavalerii teutoni, Brăila în timpul pandurilor și fanarioților, primul război mondial în câmpia Bărăganului, asediul cetății la poarta antică și, la final, pur la bombuș, execuția barbarilor. Deci, un pic, deci fac toate astea simulări? Sâmbătă, da. Și primul război și fanarioții, da, și alea, dacă... Da, mă, tot. Ce? Hai că avem al doilea război. Mai trăia Sergiu Nicolaescu, săracul, făcea 4-5 filme în weekendul ăsta. Duminică, din nou straje la poarta antică, iar dansuri medievale. Dacă mai rămâne cineva în picioare. Da, dar întrecerile gladiatorilor, lupte din perioada bizantină, despre al doilea război mondial... Execuția romanilor răzvrătiți la poarta antică și concerte susținute de trupa Calofonis, Anemona Rotaru și trupa Liber Sâmbătă. Din moment ce duminică este concertul, nu puteam să cânte sâmbătă, pentru că se cheamă Liber Sâmbătă. Da. Deci vrem... Da, voi vă dați seama ce recuzită e necesară acolo, tare, că acoperă practic toată istoria omenirii. Super treabă o să fie la Brăila, vă spun. Ce practic, figuranți, ce... 4-5, cel puțin de fiecare parte. Bine, la Brăila știu că-s mulți figuranți. Oleo, ce urât a fost asta. Nu închide, că dacă închizi aici, rămâne cu acest gust să supere toți brăilenii. Nu închid, că eu sunt din Galați. A glumit. Nu am glumit, mă, e mega festival ăsta. Bravo! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.